Anul trecut, actualul primar al municipiului Giurgiu anunța public revoluționarea posibilităților de a desfășura activități sportive, școlare și de performanță prin amenajarea unei piste de atletism. Tot atunci anunța și termenul de finalizare a lucrărilor, vara anului 2016. Situația de la fața locului îl contrazice pe primar, pentru că în prezent nici măcar nu se lucrează, lucru constatat și de candidații PNL pentru Consiliul Local Giurgiu. Ne aflăm în mijlocul pistei de atletism, a viitoare piste de atletism, care, în conform spuselor actualului primar, ar fi trebuit să fie gata la sfârșitul lunii mai. După cum vedeți, nici măcar nu poate fi vorba de așa ceva. Suntem în afara faptului că s-a produs un dezastru ecologic prin tăierea copacilor a zonei verzi, până la finalizarea acestui proiect este încă cale lungă. Este încă o mostră a faptului că actuala conducere a eșuat, nu a confirmat nimic din ceea ce ne-a promis. Este momentul schimbării cu o echipă care este alcătuită din oameni profesioniști, oameni care au confirmat și sunt cu trupul și cu sufletul alături de giurgiuveni. Așadar, după ce a fost construită în pantă și după ce s-au defrișat copacii, pista de atletism este departe de a fi finalizată în acest an. Prin urmare, un alt proiect al actualului primar tratat cu superficialitate, lipsit de viziune și soldat cu distrugerea unui parc într-un oraș deficitar în ceea ce privește spațiul verde.